Ai presei, stimați colegi din prima linie, ne bucurăm foarte mult să vă avem astăzi aici alături la evenimentul nostru de lansare a rețelei naționale de specialiști în protecția victimilor violenței și reabilitării victimilor infracțiunilor. Începem evenimentul nostru cu un cuvânt de salut din partea doamnei Viorica Țâmbalari, directoarea Agenției Naționale pentru Prevenirea și Combaterea Violenței împotriva Femeilor și a Violenței în Familie. Vă rog! Bună dimineața tuturor! Vă mulțumesc pentru invitație, domnule ministru. Vă zic sincer că din primele când am intrat aici în sală, m-am bucurat foarte mult să vă văd pe toate împreună aici, pentru că foarte mult vorbim despre specialiștii din teritoriu, din STASuri, din ATASuri, specialiștii în prevenirea și combaterea violenței. Și mă gândeam să vin acea zi în care să ne vedem, pentru că așa cum pentru voi este un nou început în cariera voastră, așa și pentru mine, ca directoare agenției, la fel nou creată în Republica Moldova. Este ceva nou, ceva provocator. În fiecare zi pun eforturi colosale pentru a preveni și a combate violența, un fenomen dureros în Republica Moldova. Și mă gândeam, chiar ieri a fost un forum pentru femei la Chișinău, unde au fost prezente peste 300 de femei și la care a participat și doamna președintă Maia Sandu, iar din cele 10 întrebări din sală, 4 sau 5 au fost cu referire la violență. Este un lucru deja despre care noi vorbim din ce în ce mai des. Ați văzut datele că cresc și numărul de cazuri și aici vreau să specific că cresc anume raportarea și este bine, pe de o parte, că cetățenii noștri au mai multă încredere în stat, în serviciile noastre, dar crește și responsabilitatea și a mea și a noastră, a tuturor, ca să venim cu soluții pentru aceste femei. Pentru femei și pentru copiii lor care așteaptă de la noi să le răspundem adecvat, rapid, ca ele să știe unde să se adreseze, ce să facă și cum să treacă prin această etapă grea a vieții lor. De aceea eu cred că noi, și sunt sigură că facem o echipă împreună cu agenția, cu Ministerul Muncii și Protecției Sociale și cu voi, cu fiecare, pentru că noi aici la Chișinău, fără persoane în teritoriu, este dificil să ajungem la rezultatele dorite. De aceea miza este mare să facem o echipă bună, să învățăm împreună, să facem lucruri frumoase împreună, în așa fel încât nici o femeie, nici un copil din Moldova să nu treacă prin aceste suferințe sau cel puțin atunci când sunt gata să raporteze noi, să le venim cu un răspuns adecvat. Eu vă mulțumesc foarte mult că sunteți, că ați acceptat, pentru că știu că este foarte greu și avem nevoie de multă reziliență, dar aveți tot suportul meu și de fiecare dată când merg în teritoriu și mă întâlnesc cu voi la diferite evenimente, mă întrebați ce fac eu, cum să ne unim eforturile, cum să ne unim ca să răspundem cât mai prompt tuturor cazurilor. Eu sunt aici și noi suntem împreună ca să găsim soluțiile cele mai potrivite și vă doresc succes, vă doresc curaj, ne dorim tuturor să avem cât mai multă putere, cât mai multă perseverență. Știu că nu este simplu și uneori sau mai des facem pe entuziasm și pe voluntariat multe lucruri, dar credeți-mă că odată ce crezi în ceea ce faci, noi putem să ajutăm femeile noastre și asta este minunat, că suntem atât de multe și atât de mulți în care putem pune eforturi comune pentru a răspunde cazurilor foarte rapid și pe așteptările femeilor. Vă mulțumesc frumos! Vă mulțumim, doamna Viorica. În continuare îi oferim cuvântul domnului Alexei Buzu, ministrul Muncii și Protecției Sociale. Se aude? Bună ziua! Mă bucur să vă văd, să vă cunosc, doamnă directoare, Damian, bună ziua! Astăzi, iarăși, este un eveniment în care noi încercăm să arătăm filozofia de bază a reformei Restart.
Un element foarte clar și probabil știu de toți este că noi nu o să avem progrese, inclusiv în domeniul combaterii, prevenirii violenței și în domeniul reabilitării victimelor infracțiunilor, atât timp cât noi nu avem acele investiții în prima linie. Și, spre exemplu, noi când spunem investiții în prima linie, asta încercăm să facem. Noi, în 2024, comparativ cu 2023, avem peste 60 de specialiste în domeniul prevenirii și combaterii violenței și reabilitării victimelor. Deci, noi am restructurat așa sistemul ca să dedicăm resurse umane care se preocupe de această problemă extrem de complicată. Deci, în fiecare structură de asistență socială la nivel de raion, avem un specialist, o specialistă, la nivel de agenții teritoriale, în municipiul Chișinău, în unitatea deci, teritorială administrativă Găgăuzerii. Și la nivel central a fost creată această agenție națională care are rolul de a coordona, de a mișca lucrurile și mai rapid înainte. Cu siguranță asta nu este suficient, dar este un prim pas. Și responsabilitatea noastră a tuturor, a celor care se află în această cameră, este să arătăm că această investiție s-a meritat, pentru că în esență a trebuit să prioritizăm resursa umană. Deci, nu mai avem situații în când, pe lângă multe alte aspecte, o persoană, un coleg, o colegă de-a noastră din prima linie, trebuie să se preocupe și de procesul de reabilitare a victimelor infracțiunilor sau să mai gestioneze un caz în contextul de violență în familie sau violență asupra femeilor și fetelor. Deci, noi am creat acest spațiu ca într-adevăr, dumneavoastră, să puneți umărul împreună cu noi, să mișcăm lucrurile spre bine. De ce facem această rețea națională de specialiști? Este că, pentru că cu toții este o poziție nouă, trebuie să încercăm să învățăm de la noi, de la unii, de la alții. Spre exemplu, datele pe săptămâna trecută arată că în sistemul de asistență socială au fost înregistrate 130 de cazuri de violență. Mă uit pe mai multe săptămâni, sunt raioane unde acest lucru nu se întâmplă. Deci avem raioane cu populații destul de semnificative unde sunt zero cazuri înregistrate. Și zero cazuri înregistrate, asta nu înseamnă că zero cazuri care s-au întâmplat. Și asta înseamnă că noi trebuie să ne facem treaba mai bine, inclusiv prin a identifica cazurile pe care noi nu le vedem, cazurile care nu se raportează. Da? Și asta e un lucru care trebuie să învățăm unii de la alții. Deci, ce o să facem în cadrul acestei rețele este că, unu, noi am stabilit o matrice de competențe pentru noastră. Deja, împreună cu bunii noștri prieteni, colegi și parteneri, Organizația Internațională pentru Migrație, am avut acel program de instruire. El o să continue, deci noi o să investim și mai mult în competențele dumneavoastră. Deci acesta o să avem instruiri și de inițiere și de formare continuă în acest an și în anul viitor. Avem acest eveniment de azi în care o să beneficiați de calculatoare, de birotică, deci modernă, toate acestea ca să puteți vă realizați sarcinile mai eficient. Noi urmează să introducem și un sistem informațional bazat pe managementul de caz, în care atât pe cazurile de violență, cât și pe cazurile de reabilitare a victimelor infracțiunilor, o să putem să urmărim ce se întâmplă, care este reacția noastră, ce intervenții trebuie să facem, care sunt nevoile acelor persoane și cât de mult noi ne apropiem în a le aborda. Și un alt element important este că în curând o să avem ședințe lunare cu participarea colegilor de la minister și participarea colegilor de la agenții, în care o să discutăm deci situația pe fiecare raion. Acum noi colectăm datele de la Ministerul Afacerilor Interne, colectăm date de la colegii noștri din domeniul asistenței sociale, de la mai multe sectoare, pentru ca să înțelegem de ce în unele raioane ne mișcăm mai rapid, mai prompt, mai bine și de ce în altele lucrul ăsta nu se întâmplă. Și noi o să facem lucrul ăsta pentru ca să dăm cu
bâta în cineva este, încă o dată, în cadrul unei rețele, vom încerca să învățăm, să înțelegem cum putem să mișcăm lucrurile mult mai hotărât și mult mai bine. Pentru că avem această responsabilitate. Vreau și eu să mulțumesc pentru faptul că ați optat pentru această poziție, destul de complicată, vreau să spun. Un element care o să determine succesul sau insuccesul dumneavoastră și a nostru tuturor este cât de proactiv dumneavoastră o să fiți. Pentru că foarte mult din succesul și din succesul nostru ca sistem, atunci când vorbim de cazuri de violență, de reabilitarea victimelor infracțiunilor, este cât de bine ne coordonăm. Și atunci când trebuie să te coordonezi, asta înseamnă că nu e responsabilitatea nimănui, este responsabilitate colectivă. Toți au agenda foarte încărcată și atunci cazurile cad așa printre... am avut 5 minute, am făcut aceea și ne trezim cu cazuri care ne șochează pe toți, cazuri când copiii nasc alți copii și când încercăm să ne uităm ce s-a întâmplat, ce a făcut fiecare profesionist, înțelegem că, în primul rând, pentru că investițiile au lipsit cu anii, da? Colegii noștri din prima linie nu au avut timpul suficient, spațiu mental să preocupe, să înțeleagă, să identifice, să lucreze cu cazul, nu cu hârtiile, cu dosarul. Și asta noi nu vrem să se întâmple și să perpetueze. Și de aceea, eu vă rog foarte mult, trebuie să vă dezvoltați această abilitate de a fi proactiv, de a bate la cap ceilalți profesioniști. O să lucrați foarte mult cu asistenții sociali comunitari, o să lucrați foarte mult cu specialiști în domeniul protecției copilului, care, apropo, în acest an, noi am triplat numărul asistenților, specialiștilor în domeniul protecției copilului. Deci, dacă nu o să-i bateți la cap, dacă nu o să-i chemați, dacă nu o să urmăriți cum se progresează cazul, dacă nu o să lucrați cu colegii din poliție, de la probațiune, din sistemul de educație, din sistemul de sănătate, atunci noi nu o să reușim să mișcăm lucrurile. Asta este important. Noi, în glumă, spunem că dumneavoastră nu sunteți specialiști în domeniul protecției și prevenirii violenței și reabilitării victimelor infracțiunilor, dar specialiști în a bate la cap pe ceilalți. Deci sunteți cei care o să luptați, o să fiți portavoce a persoanelor care au suferit în urma infracțiunilor și a violenței. Deci asta este mandatul dumneavoastră. Și rugămintea mea este, când întâlnim lunar în cadrul rețelei, ne spunem problemele, vedem cum le soluționăm, ne asumăm temă pe acasă, pentru că, iarăși, misiunea este una foarte importantă și nu avem dreptul să ieșuăm. Bine? Mersi foarte mult! Vă mulțumim, domnule ministru. Acum cuvântul îi se oferă domnului Damien Fresnel, director de programe Organizația Internațională pentru Migrație. Stimați domnule ministru Buzu, stimați oaspeții, în anul 2001 OIM și-a deschis misiunea în Republica Moldova și de atunci susține fără întrerupere eforturile guvernului în lupta împotriva traficului de persoane. De atunci OIM a asistat peste 4500 de victime ale traficului de persoane și peste 10.000 de persoane din categorii vulnerabile, inclusiv victime ale violenței, abuzului și exploatării. De la început de război, OIM și-a extins în mod semnificativ operațiunile pentru a ajuta cetățenii ucraineni vulnerabili și cei aloțari care au fost nevoiți să paracească casele sale. Parteneriatul de lungă durată dintre OIM și guvern și în special cu Ministrul Muncii și Protecției Sociale a dus 2006 la crearea și consolidarea a Sistemului Național de Referire. Statul este cel mai mare, are datoria primară de a preveni criminalitatea, de a projeta viața și siguranța cetățenilor săi. Numai puțin important, însă este și să ne gândim și la reabilitarea victimilor infracțiunilor.
La nivel european, un accent deosebit se pune pe promovarea drepturilor victimelor în soța etapele procesului penal. Republica Moldova, fiind candidată la aderare la Uniunea Europeană, urmează să transpună principiile UE în legislația sa. Mă scuzați pentru România. Un astfel de exemplu există deja, s-i anume Mecanismul Național de Referire pentru Asistența Victimelor Infracțiunilor, sau MNRV. Acest mecanism, urmând exemplul UE, a extins categoriile de victime ce beneficiară de asistență și protecție. Noul mecanism de referire este deschis inclusiv cetățenilor Ucrainei, dar și a altor state. Datorită acestui fapt, OIM a putut continua să acorde suport guvernul în vederea dezvoltării și consolidării capacității specialiștilor săi. OIM aplaudă faptul că ministrul, prin reforma și Restart, a reușit să angajeze noi specialiști care voi lucra direct pentru a ajuta victimele infracțiunilor, inclusiv refugiații și cetățenii altor țări. Împreună am reușit, în ultimele luni, să organizăm cursuri de instruire pentru circa 400 de specialiști la nivel local, inclusiv pentru cei noi. Echipamentul nou, cum ar fi computerele pe care le-am putut achiziționa pentru aceste specialiști, va contribui semnificativ la calitatea muncii lor zilnice. Dorim să ne exprimăm recunoștința Ministerul Muncii și Protecție Sociale, domnului Buzu personal și echipei sale pentru colaborarea noastră puternică și continuă. Recunoștința noastră se îndreaptă în deosebit și către delegația UE în Republica Moldova și către Serviciul pentru Instrumente de Politică Externă a Comisiei Europene pentru Sprijinul Generos. OIM profită de această ocazie pentru a vă mulțumi tuturor, dragi colegi, pentru munca, daruria și curajul dumneavoastră de a vă asuma aceste misiuni. Vă dorim succes în activitatea dumneavoastră și dorim să vă asigurăm că OIM va continua să lucreze în continuare pentru a sprijini și a promova drepturile grupurilor cele mai vulnerabile. Mulțumesc frumos! Vă mulțumim! În continuare, oferim 5-10 minute pentru presă dacă aveți întrebări către vorbitorii noștri. Sunt întrebări? Nu sunt? Dacă nu sunt, atunci invităm toți colegii noștri să facem o poză de grup aici în față, după care vom ieși să facem câteva poze de grup și afară. Vă mulțumim!